Stimați colegi, ieri, 2 martie, s-au împlinit 29 de ani de la izbucnirea războiului pentru apărarea patriei de pe Nistru. În noaptea de 1 spre 2 martie 1992, armata 4-a rusă și trupele regimului marionetă de la Tiraspol au declanșat ostilitățile militare, atacând Republica Moldova în chiar ziua în care fusese admisă în Organizația Națiunilor Unite. Aceasta a fost replica Moscovei la recunoașterea internațională a celui de-al doilea stat românesc, având limba română ca limbă oficială, tricolorul ca drapel de stat și imnul de stat Deșteaptă-te române. Bucureștiul a fost de la bun început alături de Chișinău, acordându-i la cerere tot ajutorul necesar pentru a putea face față agresiunii militare ruse. Războiul a durat peste 4 luni. Ostașii, polițiștii și voluntarii români din Basarabia au luptat sub tricolor pe platourile de la Tighina, Varnița, Coșnița, Corjova, Roghi și Cocieri. Un număr de 286 de luptători au căzut eroic pentru apărarea patriei. Alți 284 de luptători au rămas chilodiți pe viață. România recunoscătoare aduce un pioț omagiu eroilor români căzuți în 1992 în războiul pentru apărarea patriei pe Nistru. Vom pleda pentru echivalarea în drepturi a veteranilor războiului de pe Nistru cu veteranii armatei române. Vă propun să ținem un moment de reculegere în memoria acestor eroi căzuți în războiul din 1992. Vă mulțumesc! Așa cum se cunoaște, la 21 iulie 1992, Chișinăul a semnat cu agresorul rus la Kremlin un armistițiu. Dincolo de linia frontului, în regiunea transnistreană, au rămas peste 200.000 de etnici români, până astăzi ostatici ai trupelor ruse de ocupație și ai serviciilor secrete ale Moscovei. Negocierile privind soluționarea conflictului româno-rus din regiunea transnistreană s-au desfășurat inițial în formatul 4, Rusia și Republica Moldova ca părți beligerante și România și Ucraina ca state vecine. În 1993, urmarea cererii Moscovei și a acordului fostului președinte de la Chișinău, Mircea Snegur, România a fost exclusă din formatul de negocieri. După 1994, negocierile au avut loc în format de 5. Rusia, regimul marionetă din regiunea transnistreană, Ucraina, OSCE, Republica Moldova. Pentru ca în 2008 formatul să devină de 5+2 prin alăturarea Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene ca observatori. România este parte direct interesată în soluționarea pașnică și echitabilă a conflictului din regiunea transnistreană și trebuie să revină în formatul de negocieri. Este de notorietate că Federația Rusă, ca stat ocupant, a fost condamnată la CEDU în mai multe cazuri, dintre care cele mai cunoscute sunt cazurile deținuților politici de la Tiraspol și cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Teritoriile aflate sub ocupație rusă sunt o zonă afară de legi care amenință pacea și stabilitatea regională. Alianța pentru Uniunea Românilor consideră că România trebuie să fie în continuare solidară cu autoritățile de la Chișinău în demersul legitim privind retragerea completă și ordonată a trupelor și serviciilor ruse de ocupație. Ce se întâmplă dincolo de Nistru și dincolo de Prut ține direct de siguranța României, a Uniunii Europene și a NATO. Vă mulțumesc!